Albinuța Nina a fost astăzi în prim planul târgului Mierii din Câmpina, așa cum îi stă bine unei mascote. Extrem de voioasă, înconjurată de copii și apicultori, harnica insectă s-a pus pe cântat. Albinuța s-a trezit, bună dimineața, la Câmpina a venit, bună dimineața. Și zboară din floare, floare, bună dimineața, miere pentru fiecare, bună dimineața. A fost bine? Aplauze! V-a plăcut ce a cântat Albinuța? După atâta voie bună au urmat și concursurile. Cel mai mare mâncător de miere a fost tot cel de anul trecut. Cu toate că acasă nu consumă nectarul, la concurs a înghițit o carafă plină în doar câteva secunde. Am mai participat și la România au Talent, la Timișoara, la preselecție, iar acolo am spart un timp record de 14 secunde și am primit 2 de da. Prezent la deschiderea târgului, primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, și-a amintit de bunicul său, care a fost apicultor. Bunicul meu se ocupa de apicultură, țin minte și acum o imagine din copilărie, când aveam un borcan foarte mare de 20 de litri, de miere foarte vâscoasă, închisă la culoare, foarte parfumată și, ce să zic, imaginea este a copilăriei marcată de acest produs de miere pe care îl mâncam cu mare plăcere. Anul acesta, Târgul Mierii a venit și cu noutăți. Am venit cu o participare internațională lărgită, am venit cu spațiu destinat fotografiilor și deschiderii, care este special la Câmpina și o să rămână an de an și o să fie un brand, cu foarte multă miere și cu o vreme minunată. Târgul Mierii se află la cea de-a noua ediție, iar de anul acesta a devenit unul internațional.